Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei! Nu pot să cred că sunt alături de voi, iată, și prin intermediul undelor radio. Este o dorință și un vis mai vechi al meu de a încerca o emisiune la radio, pentru că știu că radioul este ușor accesibil în orice casă, în mașină, oriunde te afla, iată, poți să ai în urechi informații, muzică, lucruri plăcute și mai lăsăm un pic ecranele deoparte. Frecvența gustului mi se pare un titlu pozitiv și optimist. Este o emisiune pe care prin intermediul căreia îmi doresc să vă reîmpac cu mâncarea. Cred că ăsta este rolul meu în prezent, dincolo de statutul meu de medic nutriționist, care ar trebui să includă mai multă știință, mai multă medicină. Eu consider că noi românii am ajuns într-un impas. Apropo de mâncare, acea mâncare care stătea la loc de cinste și prin intermediul căreia sărbătoream și ne bucuram, a ajuns să fie acum controversată, acuzată de toate relele, de toate, că ar fi cauza bolilor și a, până la urmă, suferinței din viața noastră și unde să mai punem că ne și îngrașă, iar chestiunea asta cu silueta deja a devenit o obsesie. Frecvența gustului sper să fie și pentru voi un reper, un loc, un interval orar unde să găsiți informații, noutăți și, de ce nu, păreri pe care sper eu să le îmbrățișați, să le luați în seamă, nu pentru că așa am spus eu, ci pentru că veți vedea, voi face întotdeauna apel la bunul vostru simț, la instincte, la felul în care ne-a construit natura. Ăsta cred că e rolul meu, să vă spun cum funcționează organismul, de ce are el nevoie și voi să hotărâți ce vă place și ce puneți în farfurie. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, cât punem în farfurie, că asta e beleaua noastră ca români, ne place mult. Ne place mâncarea și ne place mult, iar kilogramele în plus, culmea, vin din mâncare gustoasă, dar în cantitate mare. Deci nu, rețeta nu este, eu știu, nu are la bază preparate exotice sau ingrediente secrete, ci are, secretul stă în cantitate, așa că haideți un pic împreună să învățăm cu moderația și cum să ne săturăm și să ne bucurăm de porții un pic mai mici. Că dacă nu învățăm să facem asta, clar, kilogramele ne cotropesc. Sunt aici live în legătură cu, în contact cu voi. Avem un număr de telefon pe care puteți să mă sunați, să-mi puneți întrebările în direct. Promit să răspund la cât mai multe dintre ele. Avem un număr, cum vă spuneam, 0372069599. Haideți să discutăm un subiect delicat. Nutriționiștii, un rău necesar? Asta este întrebarea mea, pentru că eu, ca medic nutriționist, consider că nu avem nevoie de nutriționiști sau nu atât de mult cum pare în momentul de față. Știm să mâncăm, culmea, și fără să ne învețe nutriționiștii. Vreau să aflu de la voi experiența voastră personală, în ce moment al vieții voastre ați apelat la nutriționist, cum a fost, ce ați învățat de acolo, cum a funcționat și iată care ar fi rolul nutriționistului în societatea actuală, care discută despre mâncare mai mult decât despre orice. Este cel mai la modă subiect și, bineînțeles, nutriția a devenit și ea, nu e așa, o modă. Mergem la nutriționist sau ne-am dorit să mergem la nutriționist mai degrabă decât la psiholog, mai degrabă decât la sala de sport. Haideți să vedem, chiar e nevoie de asta? 0372069599, aștept întrebările voastre. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Și haideți să încep eu cu dezvăluirile. Pot să vă spun că în facultatea de medicină, și cel puțin până acum, poate chiar 20 de ani, nutriția era privită ca o specialitate care se adresa oamenilor bolnavi. Pentru că noi, ca și instinct, natura ne-a făcut suficient de isteți să știm
ce e bun de mâncat, să știm când ne e foame, să știm, e adevărat, chiar dacă nu ținem cont, și când ne-am săturat. Suntem construiți în așa fel încât să nu putem uita de foame. E un lucru de care depinde supraviețuirea noastră ca specie. Așa că mai degrabă trebuie să fim învățați cum să ne oprim, nu să fim îndemnați să mâncăm. Iar la capitolul alegeri, din nou, organismul știe să ceară și, paradoxal, chiar dacă nu credeți, poftele reflectă nevoia de anumiți nutrienți. O singură excepție avem, pofta pentru zahăr. În momentul în care credeți că organismul cere zahăr, vă pot mărturisi că nu organismul cere, ci creierul. Este un element care anesteziază creierul și ne dă o stare de bine, ne dă o, nu știu, ne șterge așa toată energia negativă. Deci pofta de zahăr nu se pune, ca să mă exprim așa. În schimb, restul de pofte, dacă brusc vă lovește o poftă de, nu știu, ficăței cu piure de cartofi, de murături, de, eu știu, ou ochi, să știți că, fără niciun dubiu, ceva din structura chimică a respectivului aliment este necesar corpului nostru, că e vorba de fier, că e vorba de vreun tip de grăsime, deci noi, organismul știe să ceară. Cu condiția, bineînțeles, să-l și ascultăm. Pentru că aici, să spun, aici a venit impasul, de atât din cauza tuturor informațiilor cu care am fost bombardați, din cauza tuturor regulilor pe care le-au stabilit nutriționiștii, iată, pentru oamenii sănătoși, am ajuns în acest teribil, aș spune, paradox, că noi suntem înconjurați de mâncare și ne întrebăm, sau mă rog, îi întrebăm pe cei din jur, ce să mâncăm, la ce oră să mâncăm, cât să mâncăm și, mai grav, ce anume să mâncăm, ce cu ce să combinăm. Ori pot să vă spun, fără niciun dubiu, că în momentul în care întrebăm în exterior, nu poate nimeni să știe ce ne face nouă bine, ce ne trebuie, și toate sfaturile pe care le vom primi sunt cel mult recomandări generale, da, ca un fel de direcții, însă nu poate nimeni să-și asume răspunderea și să hotărască pentru noi, pentru că chestiunea asta cu mâncarea, sper că realizați, o facem în fiecare zi din viața noastră și nu doar o dată, chiar de mai multe ori în zi. Și dacă avem pretenția ca cineva să ne pună în farfurie, așa cum ne-am dorit noi să fim niște bebeluși inocenți și să fim hrăniți, da, de altcineva, lucrul ăsta este imposibil de realizat. Decât dacă, nu știu, sunteți vreo celebritate care are nutriționistul în spate în fiecare moment și fie îți pune în farfurie ca unui roboțel și tu nu mai judeci nimic, fie îți dă peste mână când cotrobăi noaptea prin frigider. Vă pot spune chiar așa din culise, apropo de divele și vedetele pe care noi le vedem și care împărtășesc pe rețelele lor de socializare tot felul de sfaturi legate de nutriție sau tot felul de poze cu mâncăruri apetisante. Țin minte când a venit Beyoncé la concert la Cluj, în hotel, primul lucru pe care directorul ei de campanie l-a făcut a fost să adune tot stafful din hotel și să le spună că este interzis să-i ducă orice de mâncare, indiferent cum sună, unde sună, la cine cere și cât plătește, da? Deci puteau să-i ducă cafea, puteau să-i ducă țigări, dar nu mâncare. Așa că, dragii mei, câteodată nutriționistul, iată, poate avea și acest rol, să ne păzească de poftele noastre și în felul ăsta nu o să ne fie mai ușor. Dar nici, cred că nici asta nu funcționează, că până la urmă tot o facem de ascuns. Avem un prim telefon. Cristian este în legătură cu noi. Care este întrebarea ta, Cristian? Care e părerea ta? Deci mi-ați luat absolut toate cuvintele pe care vreau să spun în ultimele 3 minute de când am încercat să intru în direct. Așa. Deci, într-adevăr, corpul meu nu are nicio cerere. El știe ce trebuie. Așa. Când are nevoie de sare, de piper. No, astăzi sunteți o tipă super mișto. Acum să o iau așa mai...
Mulțumesc, da, mulțumesc pentru că asta și vreau să încurajez pe oameni să aibă încredere în organism și în instincte. Da. Da, și auzeam, doamna Bilic, că ea știe cum să faci, cum să mănânci. Bă, frate, tu trebuie să știi cum să mănânci, nu doamna Bilic îți spune cum să mănânci. Categoric. Și tocmai am vrut să intru în direct, să vă spun, deci am 60 de kg la 35 de ani. Și felicitări! Și aceasta de 20 de ani. Iată. Și îmi mențin greu. Pentru că aveți încredere în organismul nostru și l-ascultați pe el mai mult decât internetul. Nu mă uit. Nu că nu-mi permis, nu de permis, dar corpul meu nu permite să mănânc. Nu pot să mănânc grăsimi multe, nu pot să mănânc. Iată. Deci mănânc ce simte corpul meu că are nevoie. Dacă eu vreau să mănânc săptămâna asta o găleată de ouă, în paranteză vorbind... Da, înseamnă că acum e o nevoie de așa ceva, da, fără exact, să... Da. Exact. Dacă vreau să mănânc o tonă de sare într-o lună, da? Între ghilimele vorbind... Absolut, da, sunt, înțeleg perfect ce spuneți, da? Da? Mă înțelegeți, da? Sunteți într-un echilibru și sunteți de felicitat. Ce pot să vă spun este nu lăsați pe nimeni să intervină în relația asta pe care o aveți, pentru că n-are cum. Eu mănânc ca să trăiesc ca să mănânc. Am înțeles. Atunci, iată, să fie într-un ceas bun, primul nostru interlocutor, Cristian, mi-a confirmat ceea ce probabil intuiți voi, dragii mei, nimeni nu știe mai bine ca noi. V-am auzit și azi dimineață cu băieții... Apropo de greieri. Da, a fost super, da. Fain intervenția și inclusiv la ora 13, deci auzit. Da. Mă bucur mult de tot și promit să fiu alături de telespectatori, alături de voi, cei care mă ascultați, pentru că simt nevoia să vă încurajez. Iată, de multe ori, tocmai pentru că suntem asaltați de atât de multe informații, avem nevoie de cineva să ne spună, mă, ai încredere în tine că organismul nu o să te trădeze. Asta o să o fac de-a lungul emisiunilor și îți mulțumesc pentru încredere și pentru aprecieri. Corpul tău are nevoie, deci corpul tău îți cere ce trebuie să-i dai. Așa e. Nimeni, absolut nici, un domn primit, nici de la radio, nimeni. Nimeni nu știe, nici măcar medicul nutriționist nu știe mai bine ca tine, că sunt lucruri atât de fine care nici măcar pe analize nu se văd. O avem și pe Maria în direct cu noi, ia să vedem care a fost experiența ei. Maria, sunt nutriționiști un rău necesar? Bună seara. Nu știu dacă sunt chiar pe subiect, dar sunt un om cu probleme. Am intoleranță la histamină. Iată, ești fix pe subiect, pentru că exact așa am început spunând. În facultatea de medicină se învață nutriția pentru persoanele care au o afecțiune și care nu mai pot alege libere prin intermediul instinctului mâncarea, ci trebuie să fie, iată, îndrumați și trebuie să fie ajutați în conformitate cu afecțiunea lor, cum anume să-și schimbe dieta. Pentru că fie că e vorba de diabet, de insuficiență hepatică sau renală, deci orice afecțiune care te scoate din echilibru firesc, automat duce de la sine niște măsuri alimentare pe care tu n-ai cum să le știi și atunci, da, aici este vital medicul nutriționist să te învețe cum. Probabil și dumneavoastră ați fost ajutată să afli, iată, în ce alimente există histamină. Okay. Am fost că de-abia acum v-a spus diagnosticul. Am slăbit foarte mult, vreo 10 kg din noiembrie până acum. Și am tot felul de reacții, ochi umflați și nu știu chestii. Și m-au trimis analizele în Germania și acolo m-au descoperit am intoleranță la lactoză și la histamină. Ce pot să vă spun ca o încurajare este odată slăbitul, să știți că în faza inițială
dezechilibrează și intoxică organismul grav. În grăsimea din corpul nostru sunt depozitate foarte multe toxine și în momentul în care noi topim acea grăsime prin slăbit, acele ajung în sânge și este nevoie de o perioadă de câteva săptămâni ca organismul să le poată elimina. Slăbitul presupune un efort teribil din partea ficatului, nevoit să transforme, iată, și grăsimea și proteinele în carbohidrați, în glucoză. Și din nou ne putem trezi cu un ficat infiltrat cu grăsimea, acel ficat steatozic, cu niște transaminaze crescute. Deci chiar toate acestea... pentru că este un efort al ficatului și atunci lucrurile acestea îl afectează. Inclusiv intoleranțele, să știți că sunt tranzitorii. Organismul în momentul în care este slăbit, fragilizat, îi mai scade imunitatea și apar aceste lucruri. Nu trebuie să o luăm, să faceți o dramă din asta, dați-i timp să-și revină, pentru că indiferent de intoleranțe, în funcție de persoană, între 3 și 6 luni ele dispar. Important este ca dumneavoastră să vă mențineți o stare psihică și un echilibru emoțional, să fiți optimistă și să aveți încredere, pentru că slăbitul într-adevăr face bine corpului dumneavoastră, incontestabil, însă procesul în sine de slăbit este unul toxic și dezechilibrant și corpul nostru are nevoie de un pic de timp să se repună pe picioare. Deci fiți optimistă, o să fie totul bine. Am avut inspirația și de acele ajutor și m-am dus la doctor psihiatru, care mi-a dat așa, bravo, care îmi face foarte bine. Da, foarte deci bine. Iată, din nou am impresia că sunt așa ca o ghicitoare, nu în stele, ci în mâncare. Partea emoțională trebuie să fie ajutată și în momentul în care ne este bine și suntem încrezători și optimiști, culmea și corpul nostru chiar se simte bine. Chiar sunt și... nu știu, aș vrea să iau legătura cu dumneavoastră pentru... Deocamdată să știți că nu fac consultații, dar o să vă anunț, dragii mei, chiar aici pe Frecvența Gustului, când o să mă apuc de asta, însă între timp sunt alături de voi și încerc să vă sfătuiesc pe cât mai mulți dintre voi. Vă mulțumesc pentru interesul vostru și vă invit să intrați în direct cu mine. Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, cum vă spuneam, nutriționiștii sunt esențial vitali în momentul în care avem o afecțiune, însă în momentul în care suntem sănătoși și avem doar câteva kilograme în plus, atenție mare, aici pot apărea problemele când mergeți la nutriționist. De ce? Pentru că o să vi se dea o listă cu alimente permise și interzise, o să vi se stabilească niște feluri de mâncare pe care probabil nu le agreați, o să vi se impună un ritm al meselor care nu ține cont de senzațiile voastre alimentare. Și toată această intervenție abuzivă a nutriționiștilor, strict pe criteriu slăbit în viața oamenilor, a dus la niște lucruri grave și rele. Există în Franța un grup de medici care chiar luptă pentru interzicerea curelor de slăbire. Este puțin probabil că vor reuși. Tocmai pentru că ne-am dat seama că jucatul ăsta de aslăbitul face mai mult rău decât bine. Oamenii, bineînțeles, în momentul în care vor respecta niște diete impuse, vor slăbi. Problema este că nu ai cum să mănânci feluri de mâncare impuse din exterior. La un moment dat, toată ființa noastră se revoltă pe această intervenție exterioară și, exact precum copiii, vom sabota toate aceste recomandări și vom simți nevoia să facem ce vrem noi. Ce vrem noi, ăsta, după o cură de slăbire, se lasă cu greu, adică o facem lată. Cu cât sunt mai mari restricțiile și interdicțiile, cu atât există riscul ca, nu neapărat când s-a terminat cura de slăbire, ci la un moment dat să renunți la ea și să mănânci compulsiv. Și s-a ajuns la concluzia, și nu nutriționiștii, ci psihiatrii și psihologii au tras semnalul de alarmă. Recomandarea este interzis să ne interzicem, pentru că vă spuneam exact ca și în cazul copiilor, în momentul în care interzici un lucru, devine mai dorit, suntem curioși în legătură cu el și e doar o chestiune de timp până când vom ceda.
Așa că sfatul meu, în momentul în care este vorba strict de kilograme în plus, este să încetați să mai căutați în exterior formulele miraculoase, combinații, eu știu, speciale, alimente sofisticate. Cel mai simplu și cel mai eficient lucru este să ne asumăm răspunderea pentru propria alimentație și să tăiem din porție. Poate părea ciudat, dar din nou fac apel la bunul vostru simț, avem mai multe șanse să slăbim cu mâncarea noastră obișnuită, aia pe care o avem în frigider, pe care o gătim în casă, care, culmea, ne și place, micșorăm porția, decât de mâine să transformăm viața noastră într-un calvar, să umblăm cu caserola după noi, să mâncăm altfel decât restul familiei. Lucrurile astea n-au cum să țină pe termen lung. Din cauza asta eșuează curele de slăbire, pentru că sunt nerealiste, pentru că alimentele pe care le consumăm nu fac parte din obișnuința noastră și atunci organismul se întoarce la firescul și la ritmul lui. Deci vă dau așa, ca să spun așa, trei pași rapizi prin care puteți avea rezultate fără să mergeți la niciun nutriționist. Faceți mai întâi curățenie între mese, adică eliminați toate ronțările și gustările dintre mese. Suntem adulți, 3 mese plus 2 gustări este un regim recomandat doar copiilor în creștere. Noi ca adulți nu avem nevoie de gustări între mese și atunci 3 mese sunt suficiente pentru un adult. Și în momentul în care, că ăsta e cel mai greu lucru, să faci curățenie între mese, da? Să elimini ronțăielile de prin sertare, de prin mașină, de prin dulapuri, din canapea, la televizor, da? Deci astea sunt beleaua și de obicei dublează aportul de calorii, deci nu ne îngrășăm din ciorbă și tocăniță, ci din lucruri mâncate în canapea. Și după ce ați făcut curățenie și ați dat la o parte ronțăielile și v-au rămas 3 mese curate, sfatul meu este: reduceți cu 30% dimensiunea porției. Da, deci cât, observați cât vă puneați de obicei în farfurie și reduceți cu 30%. Este un lucru care poate părea banal, dar are rezultate spectaculoase. Îl puteți face a la lung, da? Fie că e vorba de, nu știu, ciorbă de burtă, sarmale, ardei în plus sau ce a făcut cartofi prăjiți. 30% înseamnă 30% mai puține calorii, da? O porție cu 30% mai mică. Iar organismul nostru, culmea, va slăbi într-un mod, eu știu, aproape, nu neapărat pe nesimțite, că e clar că reduci, îți este foame, dar măcar nu facem cheltuieli speciale, ci mai degrabă economie la mâncare. Și da, având în meniu și în dietă toate felurile de mâncare cu care erați obișnuiți, avem toate șansele ca lucrul ăsta să-l facem pe termen lung. Pentru că, de fapt, asta nu vrem noi să acceptăm, că trebuie să fim cu ochii pe noi și să ne supraveghem cantitatea din farfurie zi de zi pentru tot restul vieții noastre. Deci cura de slăbire, dragii mei, nu începe azi, se termină mâine. Nu e vorba de o cură de slăbire, ci de o redimensionare a farfuriei în raport cu nevoile corpului vostru. Și pot să vă spun și din proprie experiență și din tot ce am văzut la oamenii din jurul meu, corpul ăsta, bietul de el, are nevoi mult mai mici decât ne place nouă să credem. Ochii și capul vor mult, stomacul mai puțin, și atunci haideți să mai tăiem din porție și o să vedeți că funcționează. Deci putem slăbi cu mâncarea noastră obișnuită, n-aveți nevoie de nutriționiști. Cristian, ești alături de noi. S-a făcut o listă lungă de oameni care vor să intre în direct și eu sunt vorbăreață. Haideți să vedem, Cristian, care a fost experiența ta legată de nutriție și nutriționiști? Cristian? Mai ești cu noi? Maria? Maria poate că ea a rămas alături de noi și nu și-a pierdut răbdarea. Alo. Bună, Maria! Bună seara, nu este Maria, este Mihaela. Oh, Mihaela, te rog! Te rog! Da. Probabil că am înțeles alt nume. Nu, era și Maria pe linie, dar decât am vorbit eu, probabil că unii dintre ascultătorii noștri asta între e. timp. Da, i-am pierdut. Bună seara, bine ați venit pe frecvențele Europa FM. Vă mulțumesc. Mulțumim.
Eu nu am nicio întrebare să vă pun, însă vreau să spun din experiența mea proprie. Într-adevăr, după niște încercări, am luat, am 65 de ani în primul rând. Este foarte mulți important. Înainte, doamnă, da, pentru că scade metabolismul și cantitatea din farfurie. Așa. În raport nu, cu vârsta. Dar nu neapărat din cauza menopauzei am luat în greutate, pentru că am luat mult mai târziu. Și în momentul în care cântarul a ajuns la 7, așa, am zis stop. Ați văzut? Stop. Fără nutriționist. Ba nu, cu nutriționist. Okay. De data asta, deci este un rău necesar. Am înțeles, da. Așa. Pentru că, și mulțumesc din suflet, am fost la o clinică de nutriție, deci cu metabolism bazal făcut, cu analize, cu tot ce trebuie înainte de a începe. Am reușit, într-adevăr, să dau jos exact cât trebuia, deci eu la 65 de ani am 60 de kile. Bravo, felicitări! Deci sunteți, wow. Eu cred că dumneavoastră sunteți de felicitat că diete primesc mulți, dar disciplina și ambiția nu este întotdeauna la întâlnire și atunci, indiferent ce recomandări primim, tot de noi depinde să le punem în practică, exact, și să ne ținem de ele. Exact. Dar singurul lucru pentru care i-am mulțumit, deci i-am trimis un e-mail în timpul pandemiei, eu nu am luat 100 de grame. Nu, asta chiar că aici nu, doamnă. Înțelegeți? Dumneavoastră trebuie să fiți felicitată pentru că... Nu, am felicitat-o pentru că m-a învățat. Da, da, cum da. Cum trebuie să mănânc, cât trebuie să mănânc. Și ați respectat. Porția de mâncare, carnea aia să fie cât podul palmei. Știți, sunteți foarte drăguță cu toții, știm teoria, practica ne omoară, adică sunt sigură, da, eu în continuare pățesc, da, eu în continuare dacă pățesc, nu... știu că exact cât trebuie să fie porția, dar asta nu înseamnă că nu ni se întâmplă să mâncăm fără să ne fie foame, ci strict de plăcere, să nu ne mai punem un supliment pentru că este prea bun, deci disciplina și echilibru țin și de structura și ambiția fiecăruia și, într-adevăr, lucrul ăsta trebuie să fiți felicitată. Felicitări, doamnă, rămâneți așa. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, 0372069599 este telefonul nostru. Să mă iertați dacă n-am reușit să introduc în direct mai mulți ascultători. Cred că fiind și prima emisiune, îmi doresc foarte mult și eu să vă transmit mesaje. O să avem în fiecare vineri de povestit împreună. Haideți să mai luăm un telefon, Ingrid. Care este experiența ta apropo de nutriție? Zero. Mă bucur că astăzi am avut de-a face doar cu cazuri fericite. Nu am fost la nutriționist. Foarte bine. În primul rând, ca să ajung la un nutriționist, cred că ați înțeles, am nevoie de finanțe sănătoase și vreau să spun că spre rușinea mea, nu știu, că nu vreau să blamez pe nimeni, nu prea am încredere. Doamnă, dar stați un pic, exact asta, pentru asta era și pledoaria aia din seara asta emisiunii mele. Nu avem nevoie de cineva să ne învețe cum să mâncăm, atâta vreme cât avem în noi suficient de mult bun simț și responsabilitate, perfect, să ne dăm seama că foamea e sfântă, doamnă, și vă promit că foamea, eu... Foamea e sfântă. Eu sunt medic nutriționist și n-am descoperit... Mai apare și faza cealaltă. Care? Mănânc numai ce-mi place. Eu nu zic să nu mâncăm ce ne place, dar să nu mâncăm prea mult din ce ne place, știți că... Nu mâncăm, nu. Da, eu oricum nu mănânc prea mult la anime, acum nu mai mănânc prea mult, dar am ajuns să mănânc numai ce-mi place și am ajuns să strâng din nas. Aia nu-mi place, aia nu-mi place. Doamne, să știți că eu fac această... Eu încurajez oamenii să fie din ce în ce mai sclifosiți și mai pretențioși la mâncare, pentru că...
din păcate, industria alimentară și presiunea care se pune asupra lor să fie produsele și ieftine și, eu știu, cum să zic, să țină mult în frigider, să fie și gustoase, duce la o mâncare care nu mai este neapărat de cea mai bună calitate și de multe ori noi mâncăm și ne îngrășăm, culmea, din mâncare care nici măcar nu ne-a plăcut atât de mult. Așa că dacă aveți dacă sunteți fericită consumatoare doar a mâncării care vă place, pot să vă spun că sunteți printre profesioniști, da? Francezii chiar spun respectați-vă plăcerile și fiți exigenți cu plăcerile voastre. Și ca să închei așa într-o comparație pe care toată lumea o înțelege, avem un buget caloric, da? Exact precum bugetul financiar, și vă spun că este extrem de mic, suntem extrem de săraci din punct de vedere caloric și ca orice om sărac e bine să ne uităm de două ori când cheltuim caloriile pe ceva. Deci da, doamnă, e bine că le cheltuiți pe lucruri care vă plac, pentru că dacă tot e să mâncăm un pic, măcar să fie și bun. Așa că felicitări, ați descoperit fără nutriționiști formula corectă, mâncați doar ce vă place și o să vedeți că dacă aveți și măsură, niciodată nu o să fie kilograme în plus. Măcar să fie din mâncare bună. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Iată, avem și un domn, Radu este în direct cu noi. Haideți să încheiem cu părerea unui domn. Care este, Radu, părerea ta despre nutriție și nutriționiști? Voi bărbații sunteți mai norocoși, mă ies că te-am întrerupt, sunteți mai norocoși, aveți altă relație cu mâncarea, așa că haide, spune-ne rețeta ta. În primul rând, bună seara. Bună și seara. În al doilea rând, aș dori să vă spun că nu am fost decât o dată la nutriționist și de atunci până în prezent folosesc rețeta asta. Dimineața, când mă trezesc, mănânc puțin, puțin de tot, cum ar veni un covrig sau o cafeluță, și apoi, până la ora prânzului sau mai târziu, la ora 2-3, iau masa de prânz. Și atât mănânc eu în fiecare zi. Nu știu dacă un nutriționist a spus asta, dar vreau să spun că, din punct de vedere ritm al meselor și cantitate, n-are cum decât să dea rezultate. Și asta le recomand mai ales doamnelor, dragele mele, pentru simplu fapt că ne-am născut femei, avem de două ori mai multe celule adipoase, celule grase, da? Avem hormoni care ne dau pofte speciale în legătură cu mâncarea și, culmea, și metabolismul nostru este mai lent. Așa că noi, femeile, va trebui să mâncăm întotdeauna mai puțin decât bărbații și da, două mese în zi nu este nimic greșit în asta, chiar vine un moment, o vârstă la care ajungem doar la o masă în zi, nu e nicio tragedie, n-am fost programat să mâncăm de 5 ori pe zi, cu toate că putem, și culmea, nici măcar în fiecare zi, deci au fost perioade lungi din istoria omenirii în care n-am avut ce să mâncăm în fiecare zi, deci nu vă faceți griji, organismul are rezerve, important este ca noi să-l ajutăm să nu primească prea multă mâncare din exterior, că el, bietul, nu știe altceva decât să o depună și să facă din ea rezerve de grăsime. Deci, iată, există persoane care sunt matinale și care mănâncă micul dejun și apoi masa de prânz și renunță la cea de seară. Sunt persoane care, din contră, funcționează mai mult în a doua parte a zilei și se culcă târziu și la ei poate exista, iată, o masă de prânz și una de seară. Deci, nu... americanii urmesc acum intermittent fasting, nu vă fie frică să mâncați mai rar, nu vă fie frică să mâncați mai puțin, pentru că, de fapt, cantitatea face diferența și mâncarea sănătoasă ne îngrașă, iar aia nesănătoasă o numim nesănătoasă pentru că e plină de calorii și ne îngrașă și ea. Deci nu căutați o formulă magică, nu așteptați să ajungeți la nutriționist pentru a face ordine în alimentația voastră și grijă mare la cantitate, că da, farfuria trebuie să fie așa cât dimensiunea palmelor și pe noi românii chestiunea asta nu ne satisface. Voi fi aici alături de voi în fiecare vineri, începând cu ora 6:15, și vă promit să dezbatem cât mai multe din miturile și subiectele care vă interesează în legătură cu mâncarea. Fiți alături de mine și o să aflați toate secretele.
Frecvența gustului se încheie aici și vă mulțumesc pentru numărul mare de telefoane pe care le-am primit. Data viitoare sper să reușesc să răspundem la mai multe. Seară bună și weekend plăcut! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.